Care a fost cel mai bun președinte după 1989? Băsescu. Nu știu, Emil Constantinescu, Klaus Iohannis. Emil Constantinescu. Klaus Iohannis. Cel mai bun premier? Ar fi fost Băsescu. Adrian Năstase. Dacian Cioloș. Nu voi să răspund. Cel mai bun președinte de partid, în afară de dumneavoastră? Băsescu. De partid? Da. Corneliu Copos. Dan Barna. Președintele care a avut cele mai bune rezultate este președintele Mircea Enescu Cintus, care a readus partidul în Parlament. Monarhie sau republică? Republică, că se mai schimbă șefii de stat din când în când. Dacă în 1990 a zis statul să alege de Mihai, ar fi venit în țară. Eu sunt republican. Republică. Republică prezidențială sau parlamentară? Prezidențială. 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 Formula actuală mi se pare echilibrată. Liberal sau conservator? Conservator. Normal că sunt liberal. Liberal definitiv. Sunt social-democrat. Armată europeană sau nu? NATO. Fără armată europeană. Da. Da. Dar alături de NATO. Armată europeană integrată în structurile NATO. Tot ce se face la nivel european trebuie să fie în cadrul NATO. Care este principala dumneavoastră calitate? Cred că hotărârea, când îmi propun ceva, să ating obiectivul. Caracter. Capacitatea de a ține oamenii împreună. Asta urmează să spun alții. Ce ați face dacă ați ieșit din politică? Păi am ce face, am 4 nepoței. Eu sunt avocat, mi-aș face meseria. Probabil aș continua să instruiesc oamenii să facă proiecte. Mărturisesc că nu m-am gândit la acest lucru.